O importantă licitație care vizează achiziționarea 35 de autobuze electrice care să înlocuiască actualul parc auto al Societății de Transport Public de Călători pe raza municipiului reședință de județ va fi organizată de către administrația locală la finele lunii noiembrie, mai exact pe data de 25 noiembrie, după cum a anunțat edilul șef al orașului Ion Lungu în cadrul unei conferințe de presă. Dintre acestea, 25 sunt autobuze mari de 12 metri lungime, iar alte 10 autobuze mici de 6 metri lungime. Valoarea totală a acestora fiind de 66,32 de milioane de lei. Termenul este destul de îndepărtat cumva, dar trebuie să respectăm pentru că el merge în jos așa se cheamă Jurnalul Uniunii Europene, trebuie să meargă și acolo și ca atare, de asta e licitația mai îndepărtată, ca să spun așa. Deci, data de 25 ani pe 2019, licitație pentru 35 de autobuze, Noile autobuze vor forma divizia electrică a pe lângă cele 15 autobuze mari repartizate Sucevei prin licitația organizată centralizat de MDRP și care se află în faza de analiză a ofertelor. Până atunci, la finele acestei luni, va fi reluată licitația pentru amenajarea autobazei diviziei electrice, valoarea contractului fiind de 15,2 milioane lei. Ca atare, așa cum am spus, acest proiect intră în linii dreaptă, s-au finalizat lucrările la platforma betonată, sper că nu toată inima să ajudice proiecte din data 28 a -a pentru demararea lucrărilor la autobază. La fel se lucrează la, la alimentare cu energie electrică acestei autobaze și ne rugăm la Dumnezeu să vină niște ofertanți buni la uh, autobuze, în așa fel încât să aducem și autobuze bune performante la Suceava.